Casa Națională de Pensii Publice a anunțat că, începând cu data de 1 ianuarie 2024, ajutorul de deces a fost majorat. Valoarea ajutorului este de 7.567 de lei, în cazul decesului asiguratorului sau pensionarului, și de 3.784 de lei, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. Pentru a beneficia de ajutor de deces, iată care sunt documentele pentru care solicitantul trebuie să le depună la Casa Județeană de Pensii. Iată documentele de care aveți nevoie pentru a obține ajutorul de deces în valoare de 7.567 de lei. Cerere pentru acordarea ajutorului de deces, certificat de deces, act de identitate al solicitantului, acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Iată ce documente sunt necesare în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului în valoare de 3.784 de lei. Act medical emis sau viza de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani. Adeverință care să certifice că la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii. Adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din revisal după caz. Declarație pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces în cazul în care membrul de familie nu era asigurat sau pensionar.